Suntem în implementarea foarte multor proiecte pe fonduri europene. Practic lansăm 2,2 miliarde de euro, tot ce înseamnă program național strategic, parte de legumicultură, zootehnie și pentru primar drumul de exploatare agricolă, infrastructură locală. Avem cel mai ambițios, la care eu țin foarte mult, cât atât eu cât și premierul României, InvestAlim, care va fi lansat în data de 27, practic procesare în România, pentru că ne dorim foarte mult ca materia primă pe care fermierii și producătorii noștri o fac aici la noi în România să nu mai plece la export și să se întoarcă produs finit. Ne dorim produse realizate aici, mai mult de atât, ne dorim ca aceste produse să fie incluse în prelungirea ordonanței pe care săptămâna viitoare Ministerul Agriculturii împreună cu procesatorii și cu retaileri vom începe discuțiile pentru ca această ordonanță privind plafonarea adaosului comercial să se prelungească cu încă 3 luni. Ne dorim și alte produse incluse în această ordonanță pentru că a fost o ordonanță de succes. Vedem și datele pe care INSEU le-au dat săptămâna aceasta, prin care inflația a scăzut la aproape 8,8% și am plecat de la o inflație de 13%. Ne dorim să introducem foarte multe produse pentru că vin sărbătorile de iarnă și ne dorim ca românii să cumpere aceste produse românești la prețuri accesibile și în continuare pentru fermierii români mai avem un program foarte important, practic 500 de milioane de euro am reușit să luăm de la Banca Europeană de Investiții cu o intensitate de 100%, practic independența energetică în ferme. Ne dorim acest lucru pentru ca facturile fermierilor și procesatorilor români să scadă foarte mult, ca banii care le rămân să investească și în continuare să găsim, așa cum am văzut astăzi, foarte multe produse românești, oameni deschiși. Simțim că oamenii sunt lângă noi și datoria noastră este să fim lângă ei, să-i ajutăm cu toate formele de sprijin pe care Guvernul și Ministerul Agriculturii le are în perioada următoare. Mai avem un program foarte ambițios și aici mi l-am asumat în calitate de ministru, chiar dacă am deranjat alte județe, toți banii pentru instalarea tinerilor fermieri, este vorba de aproape 170 de milioane de euro, vor merge direct cu un sprijin de 70.000 de euro cu intensitate de 100% pentru a-și achiziționa echipamente de încălzit și combustibilul de 40.000 de euro pe o perioadă de 3 ani. Ne dorim acest lucru pentru că vrem să eliminăm legumele din import. Vrem să producem aproape tot timpul anului legume în spații protejate. Am mers concomitent cu realizarea celor 15 centre de legume și fructe în România, pentru că fermierii noștri nu trebuie să stea să se roage de anumiți retaileri să-și vândă marfa. Rolul statului român și a Ministerului Agriculturii este să integreze fermierii în magazinele din România. Fermierii trebuie să stea să-și facă acolo unde au exploatațiile, fermierii trebuie să-și primească banii la momentul în care își aduc marfa în centrele de colectare, iar noi ca stat trebuie să asigurăm sumele necesare și perioada de încasare în relațiile pe care le vom avea cu retailerii din România.